mereu aproape cei de la Observator și în general tot trustul în care activăm au avut o idee ce s-a transformat într-o dorință. Am reușit să dăm drumul unei platforme ce ieri a avut o lansare de gală de la ora 17 fără un sfert, după cum ați văzut pe Antena 1. Ajutieu.ro este platforma pe care puteți să vă înscrieți dorințe, dar puteți să vă alegeți din dorințele celorlalți pentru a le îndeplini voi cu posibilitățile voastre. Pentru cele mai costisitoare există și ajutoare externe. Ați văzut și aseară o familie, o mamă ce s-a luptat pentru copiii ei, a primit în dar, printre alte gadgeturi pentru copilași, o casă în care să locuiască începând din primăvara asta. Este în construcție și cei de acolo s-au ocupat de așa ceva. Am văzut un fost militar de pe lângă Călăraș și nu se putea deplasa foarte bine. A primit o unitate de asta de locomoție, nu știu exact cum se cheamă, ca un scuteraș, dar cu trei roți. Au fost puși ce și-au întâlnit idolii, nu? Și au fost, în general, momente spectaculoase aduse de echipa noastră și de echipa Sandei Stoicescu. Într-o deschidere ce a însemnat ajutieu.ro. Timp de 26 de zile, căci 26 de ani am plinit Antena 1, de la 19 fără 10, Sandra îndeplinește câte o dorință aleasă de pe platformă, de pe ajutieu.ro. Astea le facem publice, în rest în spate voi vă puteți ocupa mult mai bine de cazuri, pentru că sunteți mult mai mulți decât noi angajați Antena 1. Căutați acolo o dorință și clicuiți ajut eu, dați-vă detalii și spuneți-ne cum puteți ajuta. Atenție mare, nu, dorințele nu au valori imense, nimeni nu și-a dorit avion. În general se cer lucruri simple, sau mă rog, pentru un om de clasă medie simple. Ați văzut, rachete de tenis, o bicicletă la care visează un copil de la țară și pe care nu o poate avea probabil nici până la 25 de ani, etc. Eu zic să aruncați o privire pe aia, măcar uitați-vă, știți cum e când intrați la noi în magazin, măcar uitați-vă! Dacă vreți să alegeți ceva, vă rog să o faceți.